rele, noi am pus geamuri, noi am pus ușă, noi am jucăvit, noi am făcut curat și ne-am stabilit acolo pe baza lor, nu pe baza noastră. În Destria am făcut noi ușă, geamuri, am zucrăvit, am făcut curățenie, am făcut căcat ca la Rohar. Ne rugăm foarte frumos. Și ne-au venit și ne-au filmat, au făcut boze. Vineri de 10. Acum au venit ieri poliția, ne-au făcut amendă, ne-au amendat, avem amendele la noi. Și noi n-avem unde să apelăm, avem copii la școală, general acolo în deal, și copii la școală avem. Noi vrem să nu ne scoate de pe 13, să ne lasă acolo, să stăm pe un mic, că n-avem unde să merem. Încă nu ne-au făcut, atât tot ne spunea că a fost la laudențul la domn primar și ne-au zis la mine că ne face azi acolo la dinovare. Și încă nu mai face nimic. Și avem bulichin de aici din orașul de. Avem copii câte de avem unde să facem, n-avem unde să merem, mirim acela pe mâna, Că vor să vă scoate de acolo? Da. Să nu coltă afară, noi rămânem păsărati. Păsărata rămânem. Am băgat două geamă, am băgat băsă, la banii noștri am costat 120 de milioane. 120 de milioane. Am băgat toată. Am băgat toată. Am băgat toată. Localități și am avut sesizări din partea cetățenilor, în special în Parcul Mare, în Parcul Mic, în zona centrală a orașului, sunt foarte mulți cerșetori. Am dispus ca în urmă cu o zi, ieri dimineață, Poliția Națională, Poliția Locală și Jandarmeria să facem un echipaj, să verificăm zona macazului, pentru a vedea dacă toți care locuiesc în zonă și au repartizare de la primărie ca locuințe sociale, locuiesc acolo cu carte de identitate sau sunt și alte persoane care vin din altă zonă fără carte de identitate. S-a stabilit de acest echipaj că sunt foarte multe persoane care sunt fără carte de identitate și vin și locuiesc din alte zone în zona respectivă. Nu voi ceda, voi face verificări și în zona Sărata, în alte localități din zona noastră și zona rurală, în special și Nou Nadejo, o să mergem să facem verificări și în zona Vilei Dejului și mai ales în municipiul Dej, pe strada Vâlceale, în Țigașori și la fel la intersecția străzii Eroilor cu strada Avrameancu. Sunt și acolo 3-4 familii de rom, unde pe lângă familia lor mai sunt încă 6-7 familii care locuiesc într-o casă de 4x5, pe 20 de metri pătrați, 30 de persoane. Deci nu putem accepta aceste lucruri la infinit. Dejul vrem să-l dezvoltăm și nu vrem să facem ce din orașul nostru. Deci nu voi ceda, cei care nu locuiesc și n-au carte de identitate în zonă, trebuie să păsească zona și punct. Nu ne-au dat în altă parte. Acum vrea să ne scoate cu copii pe drumuri. Noi voi. Și avem copii la școală, la handicapați. Aveți acte pe locuințele respective? Nu ne-au dat acte nimica. De 5 ani suntem, de 5 ani. Unde sunteți? Din Dreia. Nu puteți voi stați cu cei care de acolo nu vă dă nimeni. Uite, doamna să rămână. Cine vă scoate? Din Dej, Dreia, strada macazului. De 5 ani stăm pe acolo și ne alungă afară cu copii pe drumuri. Unde se merem? Cu copii. Se merge pe copii, să scoatem pe copii din școală, să abandonăm. Am care merge la școală. Să luăm pe copii, să abandonăm pe drumuri. Pe Sărata, să dă că noi stăm la Sărata eu și eu dă la spital bunic viața mea, te rog frumos. Să iau, fac la copii bunicii.
Te rog frumos, să are mine de noi. El a dat pământul să facem casă. Din banii noștri, te rog frumos.